cât de important este ca cel care se pregătește pentru operație să fie împărtășit. Cu adevărat, aceasta este o problemă decisivă. M-am îngrijit ca preot de caritate, înainte de a intra oricine în operație, să anunț în fiecare zi, eram în spital, vedeam tot spitalul în fiecare săptămână, toate secțiile, cele mai grele secții ATI și orele, să le spun din vreme și după intervenție să fie pregătiți. Și își făcuseră un obicei în parte să vină la capelă sau să mă duc eu cu Sfânta Împărtășanie și să intre toți împărtășiți. Intrau cu alt curaj. Este adevărat că pentru unii a fost ultima Sfântă Împărtășanie și a mulțumit lui Dumnezeu că au luat merinda de veci. Pentru alții a fost chip să vină să mulțumească lui Dumnezeu și să aducă rânduială de rugăciune. Însă și acum, după ani de zile, îmi scriu mesaje, îmi cer rugăciunea și îmi spun ce se întâmplă cu ei. Până în ziua de astăzi. Iată că modelul din spital, pentru 2-3 săptămâni, sau chiar mai mult, a fost decisiv. Au fost stații în care au stat bolnavi și un an de zile. Și am petrecut cu ei sărbătorile, aveam grijă ca surorile de la capelă să ducă mâncare sau să aibă grijă să nu se simtă pierduți, să simtă că au o bună rânduială sau că au niște prieteni noi. Așadar, pregătirea pentru Sfânta, pentru operație, este într-adevăr taina spovedanii și Sfânta Împărtășanie. Mi s-a întâmplat ca cineva în timp ce se spovedea să-și piardă cunoștința și l-am împărtășit în clipe în care el s-a dus. Și în terapie intensivă am pierdut și număra aparatul 21, 20, 19 și nu-mi puteam deschide haina. Și Sfânta Împărtășanie am pus-o în gură și s-a dus pe calea veșniciei.